Salut, sunt Cristian, bine ați venit la un nou tutorial în Photoshop. Astăzi, după cum se poate observa și cum v-ați dat seama din titlu, ne vom ocupa de banner pentru YouTube, deoarece tutorialele precedente în care v-am arătat cum vă puteți crea un banner a avut un succes, să spunem așa, și toți mai mulți mi-ați spus că vreți și alte, eu știu, template-uri pentru banner. M-am gândit să fac un nou tutorial și pentru că la precedentul mulți dintre voi nu v-ați descurcat cu acele texturi, cu acel pattern sau vreau să editeze rapid, fără să se mai chinuie în Photoshop, să spun așa. Vă voi lăsa în descrierea acestui tutorial link de unde vă puteți descărca PSD-ul acestui banner, adică ceea ce am făcut eu aici, urmând ca voi, cei care nu vă descurcați bine în Photoshop sau care sunteți leneși și nu vreți să lucrați, să editați. Fontul este Arial, nu este by default în Photoshop, se poate edita, am aici grupul de text, am grupul de figurile acestea geometrice, pătrat și poligoane și bineînțeles liniile și fundalul. Voi vă editați doar textul. Înainte să trecem să facem acest tutorial de la zero, voi face anumite explicații pentru cei care o să descarce PSD-ul. În primul și în primul rând avem acest layer de ajustare care se află deasupra fundalului, adică acest layer negru, aceste linii în diagonală și această textură de metal în spatele lui. Am un layer de ajustare care este setat are 0 la toate cotele, deoarece nu vreau să modific nimic, dar dacă voi vreți să modificați culoarea acestui fundal, veți umbla și după cum se poate observa, puteți să schimbați astfel încât să aibă o cu totul și cu totul altă înfățișare, altă culoare, nuanță, să spun așa, fundalul. Voi reseta aceste cote. Iar aici, deasupra, avem un layer de ajustare Brightness and Contrast, după cum se poate observa dacă îl activezi și dezactivezi. Se văd deosebirile, este un pic mai luminat cu el. Revenim acum și v-am spus, textul se poate edita, după cum vedeți. Am luat unealtă de text și puteți să scrieți alt ceva. Revin, la fel și cu celelalte like, share and subscribe. Vă puteți pune ceea ce faceți voi aici, dar să vă păstrați și să nu intrați peste elementele de decor. Eu știu, spuneți gameplay, comment și așa mai departe. Ceea ce privește la, veți găsi acest PSD fără poze. Aceste poze le-am făcute pentru a vedea cam cum va arăta lucrarea. Bineînțeles, după cum se poate observa în layer-ul rame, avem ramă și avem 1, ramă 2 și avem un layer 2. Eu voi șterge toate pozele pe care le-am adus ca să vedeți ceea ce se întâmplă aici. Deci avem ramă și avem o figură ca și rama neagră. Așa este peste tot. Spre exemplu, dacă vreți să vă aduceți o poză, file, open și vreau să aduc o imagine, să spunem această mașină, vă aduceți ceea ce vreți voi, o trageți peste lucrarea voastră, o aduceți deasupra figurii acestea negre, 1, 2, 3 sau 4, țineți tasta alta apăsat până va apare această săgeată care înseamnă că se va aplica Clipping Mask și dați click și v-ați adus poza, iar apoi puteți să apăsați Ctrl și T pentru a vă potrivi imaginea cum doriți voi. Și în momentul în care sunteți mulțumiți de cum arată imaginea în figura voastră, dați Enter și așa faceți pentru fiecare
celelalte 3 poze care au rămas de încărcat. Nu uitați, deasupra, unde scrie 1, 2, 3 sau 4, sunt aceste figuri geometrice corespunzătoare ramelor negre. Așadar, o să șterg aceasta. Cu aceste fiind spuse, voi apăsa Ctrl și S pentru a salva această lucrare. Voi închide grupul și voi o veți găsi exact în acest format, urmând să vă puneți ce poze vreți să vă editați textul cum doriți. Voi închide acest document și o voi lua de la capăt pentru cei care doresc să știe cum s-a realizat acest banner. Așadar, mergem pe File, New și dimensiunile sunt de 2550x1434 de pixel, rezoluție 72, mod de culoare RGB și vom da OK. Iar apoi vom da un click pe acest lecățel pentru a putea edita background-ul și vă scrie fundal aici și voi umple, am culoarea neagră ca și culoare de foreground. Voi apăsa tastele Alt și Backspace pentru a umple cu o culoare, culoarea neagră. După ce am făcut acest lucru, voi crea un layer nou pe care voi lua unealta de braj, după cum se poate observa, un braj mare, soft, adică hardness 0, dimensiunea e de 1900 de pixeli. Schimb culorile să am culoarea albă ca și culoarea de foreground pentru ca brașul meu să aplice. Și din ochi voi pune să dau un click în mijlocul ei, iar apoi voi scădea foarte mult din opacitate, cam la 25%, iar apoi selectez cele două layere și voi da Merge Layers, iar acum, după cum se poate observa, le-am unit, mai dau un dublu click pentru a scrie iar fundal și cu el selectat mă duc pe filtru Noise și voi da Add Noise, iar la Add Noise undeva la 0,5 sau 1% și de data aceasta încă o dată dau OK. Următorul pas va fi să ne creăm niște linii de ajustare, deoarece vrem să fie totul cât mai bine aranjat și dacă vom trage de sus, dacă nu vă apar liniile, apăsați Ctrl și R. După cum se poate observa, Ctrl și R sunt liniile de ghidaj și dacă tragem ușor și mergem către centrul lucrării, la un moment dat Photoshop-ul o va potrivi, o veți vedea că vi se pune acolo și sunteți siguri că aveți la mijloc această linie. Iar apoi tragem o altă linie de ghidaj și vreau să mă duc de la mijloc în sus, un centimetru, adică un centimetru. Cât e acolo? Unitate. Deci una, două, trei și încă o jumătate. Și fac același lucru și pentru partea de jos. Mă duc o unitate, două, trei și încă o jumătate și las linia de ghidaj. Vom crea un layer nou pe care îl voi denumi bandă. Și bandă. Și cu el îl selectat, luăm unealta Rectangle Market Tool și îl vom face o selecție care să se încadreze între liniile noastre de ghidaj și o umplem cu culoare, nu contează care. Iar apoi Select, Modify, Contract, iar la Contract 20 de pixel și vom da Delete. Nu trebuie, revin, Control și Z, deoarece trebuie să ștergem să nu rămână în partea din dreapta nimic și atunci dau click dreapta dacă cumva nu vi s-a contactat cum trebuie și dau Transform Selection și voi trage un pic în afară și voi da Enter, iar apoi apăs tasta Delete și cu ea încă selectată creez un apăs Control și D, pardon, și astfel am creat două linii
După cum se poate observa, avem aceste două linii, iar apoi voi da click dreapta, Blending Options, și de aici voi umbla un pic la anumite setări. În primul și în primul rând, după cum se poate observa, avem aici Fill Opacity și vom da să avem Fill 0. Apoi vom merge la Bevel and Emboss și la Bevel and Emboss vom alege să avem tehnică Inner Bevel, tehnică Smooth și avem să punem Depth undeva la 391, direcția să fie Up, iar apoi Size punem să avem 6, Soft nu rămâne la 0 și vom merge și vom pune Highlight Mode. Și vom pune undeva la 82% opacitatea și la Shadow Mode opacitatea o punem undeva la 32%. Vom merge mai departe și vom selecta Stroke, iar la Stroke vom alege să fie de 3 pixeli, să fie Inside, să fie din modul normal în modul Overlay. Iar la Fill Type în loc de Color punem să avem Gradient, iar la Gradient vom da un click și vom da iarăși un click la culoarea neagră și aici vom scrie C5, 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 este un grid deschis, vom da OK și vom merge unde este alb, dăm un dublu click și vom scrie o altă culoare, adică 2A, 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 este un grid închis și vom da OK, vom da și data aceasta OK. Vom bifa să avem și reverse și vom pune unghiul la 90 de grade. Iar apoi vom merge mai departe și vom pune Inner Glow. Iar la Inner Glow vom selecta să fie culoare albă și modul din screen să fie Color Dodge, iar de la Color Dodge să fie opacitatea 100% și size să fie de 12. Mai departe mergem și bifăm să avem și satin, iar la satin să fie negru, punem să fie în modul overlay, scădem opacitatea către 10%, între 10 și 15, 13 să fie cam așa, iar apoi să debifăm la unghi, nu avem 19 grade, punem 120, iar la distanță 3 și la size punem să avem 7, iar la contur alegem această formă de aici, este ultima și mergem acum și selectăm să avem și un drop shadow, iar la drop shadow avem multiply, opacitatea 70, nu umplăm nicăieri, umplăm doar la distanță 3, spread 6, size 6 și cu asta dăm OK. Iar acum dacă ridicăm de linii de ghidaj pentru că nu mai avem nevoie de ele, tragem în sus, observăm că ne-a creat aceste, dacă dăm aproape, ne-a creat acest efect la aceste linii. Voi crea o mască acestor, voi reduce un pic și din opacitatea lui, cam undeva la 50% și voi crea o mască, voi lua brush tool-ul, să am brush soft, am culoarea neagră ca și foreground și voi începe să, vreau să se piardă un pic din aceasta, nu vreau să se vadă chiar așa, până în margine,
Voi reduce și din opacitatea brașului undeva la 80% și voi începe să trag cam așa. Prea mult în partea din dreapta, cam așa. Prea mult. Veți reveni acolo unde este cazul dacă vi se pare că v-ați dus prea mult. Iar dacă e cel mai bine ar fi să ne ajutăm la data aceasta de niște linii de ghidaj. Cam așa vom trage linii de ghidaj, dar să nu complicăm prea mult situația, astfel încât veți spune. Veți da click, doar puneți brașul să fie cam așa și veți da click. Click și dacă scădeți de curență mai dați câte unul un pic mai din cam așa. Și aici la fel. Mergeți cam așa și dați câte un click. Iar apoi trageți înspre exterior aceste linii de ghidaj pentru că nu mai avem nevoie de ele. Următorul pas ar fi să aducem pe file open acea textură de metal. Aceasta de aici o aducem și o tragem peste lucrarea noastră. Iar apoi apăsăm Ctrl și T și o ducem exact să se încadreze între aceste linii. Cam așa. Dăm Enter și o tragem să fie sub linii și apăsăm Ctrl și T, cum am zis, să fie exact sub aceste linii și vom da Enter, iar apoi vom pune layer-ul din modul normal în modul Hard Light sau soft light în funcție de preferințele voastre. Hai să lăsăm pe hard light. Vom aduce acum și aceste dungi orizontale pe care le aducem și le punem, le tragem să fie sub această bandă. Apăsăm Ctrl și T pentru a mări foarte mult mare de tot acest layer, deoarece acum îl vom roti pe diagonală și vom trage de acestea și vom pune și acest layer în modul Hard Light. Activez cu el selectat, dau click pe icoana layer-ului deasupra acea textură de metal. Să activez acele texturi, după cum se poate observa, mi-apare, deoarece și layer-ul deasupra, textura de metal este oarecum transparentă, mi-apar aceste dungi și nu vreau să se vadă. Și atunci cu selecția lui activată, merg pe layer de jos și apăs Delete sau merg pe Edit și selectez Clear. Și apoi Ctrl și D pentru a renunța la selecție. Și voi scrie aici metal pentru a ști ce am, iar aici voi da un dublu click și voi scrie linii diagonală. Și totuși nu-mi place cum arată această textură și îi voi căuta să văd soft light-ul sau multiply-ul, nu. Screen-ul e prea puternic. Linear light nu, soft light, dar îi voi crea, îmi cer scuze pentru această întrerupere editorial, adjustments, cred că i-am umblat undeva la curves. Cam așa. Acum arată, îmi place cum arată la curves.
După cum se poate observa, cu ea selectat, m-am dus pe Image Adjustment și am ales Curve și după cum se poate observa, am făcut un ușor S. Acum îmi place mai bine cum arată lucrarea. Următorul pas va fi să ne creăm acele forme geometrice și să ne creăm și să aducem poze. Voi selecta toate aceste linii, aceste fundal și apăs Ctrl și G pentru a grupa și voi spune fundal pentru a ști ce am acolo și voi lua merg pe Shape Tools și voi alege poligonal și voi crea un poligon cam așa și voi încerca să-l pun între cele două linii. Deci când am luat un alta de poligon am stroke-ul, voi pune să am o formă deoarece va trebui să am o culoare. Nu contează strocul punctul de trebuie să avem o formă poligonală, iar apoi luăm înalta de mișcare, control și T și voi încerca să o potrivesc astfel încât să vină bine între liniile mele. Cam mai mișcurez cam așa un pic. Și va trebui să țineți cont că în partea din stânga aici vă va apărea icoana de pe YouTube, să nu mergem prea departe cu această imagine, să nu se suprapună dacă vreți să se vadă distinct una de alta. Da. Și după ce am făcut acest lucru, dau click dreapta și aleg Raster as Layer, l-am rasterizat. Voi da un dublu click unde scrie poligon și voi scrie ramă 1. Cu el selectat, țin control, dau un click să-i activez selecția, mă duc pe Select și dau Modify Contract și de data aceasta aleg 15 pixeli și voi da OK. Observăm că s-a micșorat și apăs tasta Delete pentru a șterge ceea ce se află în interior și voi crea un layer nou pe care voi apăsa, am în spate culoarea neagră ca și culoarea de foreground și apăs Ctrl și Backspace, dacă era invers apăsam Alt. Și voi scrie doar 1 pentru a ști ceea ce lucrez și voi da Ctrl și D pentru a renunța la selecție. Apoi deschid un pic layer-ul fundal și voi da, mă duc pe bandă, click dreapta, copy layer style și mă duc pe ramă 1 și dau paste layer style pentru a îi aplica și acestea același efect pe care îl are și rama de sus, iar apoi voi da click dreapta și voi da Rasterize Layer Style. Și acum observați că vine mai proeminentă ceea ce am făcut noi aici. Dacă vom face la fel și la bandă, putem să ducem opacitatea la 100% și voi da click dreapta și voi da Rasterize Layer Style. Observați că s-a modificat. Vin cu Ctrl și Z pentru că nu vreau să las așa, doar am vrut să vă arăt deosebiri. Și am făcut acest, selectez cele două, ramă și 1 și voi apăsa Ctrl și J pentru a duplica. Voi ține Shift apăsat, am tras către partea din dreapta, iar apoi Ctrl și T, deoarece voi vrea să răsucesc un pic, cam așa. Le selectez pe amândouă pentru că vreau să le mai deplasez un pic către stânga. Am impresia că sunt prea apropiate una de alta, iar apoi în funcție de preferințele voastre vi le mai potriviți. Fac niște mici ajustări, cam așa, și voi spune aici ramă 2, ramă 2 și voi scrie 2. Mai departe iau unealta rectangle marker tool, voi crea un layer nou
Voi face un pătrat. Țin Shift apăsat să creez un pătrat pe care îl voi umple cu o culoare. L-am umplut de data asta cu negru, iar apoi Select, Modify, Contract, dau OK și știți, dau Delete. Voi scrie aici ramă 3. Creez un layer nou, încă nu deselectați, umpleți cu culoare, iar apoi Ctrl și D, iar la ramă, mă trageți pe ramă 3 și dați Paste Layer Style, clic dreapta și vom alege Rasterize Layer Style, iar aici vom da și vom scrie 3, iar apoi le selectăm pe amândouă și apăsăm Ctrl și J pentru a duplica. Și îl tragem undeva în partea din dreapta. Le selectez pe toate, apăs Ctrl și T pentru a le mări un pic și a le poziționa din săgeți. Cam așa și voi da Enter și voi redenumi pentru a ști ceea ce am acolo. 4 și voi scrie 4. Iar apoi le iau pe toate, le selectez, dau un click pe 4 și țin apăsat Shift și mă duc jos pe ramă și apăs Ctrl și C pentru a le grupa și voi scrie aici rame. Dar ca să știu ce am acolo. Și urmează să ne aducem, am închis ceea ce nu mai avem nevoie, să nu am fereastra plină. Nu uitați să și salvați și vă scrie tuturor ban. Pentru a ști ce am aici, dau un OK și mergem pe File, Open și ne alegem niște poze. Avem 4 imagini, vom selecta și noi 4 imagini, le luați pe care le vreți. Eu selectez niște imagini cu tutoriale pe care le-am avut, le-am făcut în decursul acestor săptămâni. Am zis că avem 4. Și vom da Open, le deschidem pe toate și le tragem peste lucrarea noastră. Iar apoi ne vom duce, mă duc deasupra la 1, țin Alt apăsat, dau click în momentul în care mi-apare săgeata să dau click prin Mask și le facem. Le potrivim astfel încât să vină bine pe imaginea noastră și las așa. Următorul l-aduc pe aceasta. La fel, trag, o aduc în grupul nostru. Mă duc să fiu deasupra la 2. Țin Alt apăsat și când apare săgeata cu pătratul, dau click și am aplicat Clipping Mask. Și apoi Ctrl și T. Și micșorez până în momentul în care sunt mulțumit de ceea ce am în imagine. Cam așa. Și voi da OK. Am acesta, l-aduc și pe el aici. Mă duc deasupra la 3, Alt, Clipping Mask, Ctrl și T pentru a reduce pentru că este foarte mare. Cam așa. Voi da Release Clipping Mask deoarece vreau ca această poză să o pun. Opa, nu aceasta, Ctrl și Alta. La 2, da, Release Clip Mask. Voi nu trebuie să faceți lucrul acesta. Vreau să o așez la 4 aici. Iar apoi apăs Ctrl și T. Pentru că m-am gândit, următoarea poză pe care o voi aduce se potrivește mai bine să fie
Adică această poză cu dezintegrare mi se părea că vine mai bine să o așez, la 2 aici. La fel, îi punem un clip in mask, iar apoi control și T și îi reducem drastic din dimensiuni. Mă interesează să se vadă cam așa. De aceea am schimbat pozele între ele, pentru că mi se pare că vine mult mai bine această imagine. Și voi închide grupul, iar apoi voi lua unealta de text și mă apropiu un pic și voi scrie aici cum ar fi numele vostru. Eu scriu Cristian Design și încerc să-l aduc textul meu să vină bine între cele două. Cam așa. Iar cu el selectat, cu acest text, mi-am scris numele Cristian Design. Voi vă scrieți ce nume vreți. Cu el selectat, mergem, dăm clic dreapta și vom selecta Blending Options și la Blending Options vom alege să avem în primul și în primul rând un Bevel and Emboss. Mă voi duce un pic în către dreapta pentru a vedea cum arată textul meu de sub și voi alege să am Inner Bevel, Technic Smooth, iar la Depth scădem undeva și voi pune 72, iar apoi la Size nu umblăm. Direcția este sus, up, size 5, 8 în 0 și mergem la unghiuri și debifăm Use Global Light și vom pune la unghi să avem 101, 101 și la jos să avem 64, 64, iar apoi la mergem mai departe și mergem pe, lăsăm Highlight, Mode Screen și Multiply așa cum sunt și vom merge la Inner Shadow. Iar la Inner Shadow alegem să avem Multiply și vom pune, avem aici 5 cu 5 cu 5 și lăsăm așa, nu umblăm și mergem mai departe, debifăm Use Global Light în primul și în primul rând. Și mergem mai departe și vom face anumite modificări. Să avem la, mergem în primul rând la gradient overlay, iar la gradient overlay vom schimba la gradient și vom da un click la gradient și vom da dublu click pe prima culoare și vom scrie jos aici A, B, A, B, A, B. Adică este un grid deschis și vom da OK, locația să fie la 0. Vom da dublu click și pe acesta, pe albul din partea din dreapta și vom scrie acolo 8, 4, 8, 9, 8, B. Este și acesta un grid și vom da OK. Vom da un click. Vom trece locația să fie la 25% și vom da un click în interior și vom alege să avem culoarea albă și vom da OK. Vom da un click undeva acolo și vom scrie locația să avem 50%, iar apoi un dublu click pe acest pătrat și vom schimba culoarea și vom pune B4, B4, B4 și vom da OK, iar apoi mai dăm un click să avem 75%, am ajuns la 74%, ok, așa, și de data aceasta dăm un click și alegem să fie culoarea albă și vom da OK. Vom da OK și vom pune unghiul să fie de 75. Și vom alege să avem din modul normal, îl punem să fie în modul overlay. Iar apoi vom merge și alegem Outer Glow. Iar la Outer Glow dăm un click pe această pătratul galben și vom alege o altă culoare și vom scrie
EAB28A. Este un orange spălăcit și vom pune să avem la spread. Dăm OK în primul rând, ce scuze, vom pune să avem 4 și la size undeva 46 și vom da drop shadow, iar la drop shadow să avem la distanță 2, spread 0 și size undeva 3. Ducem la 100% și lăsăm așa și vom da OK, iar acum am creat cumva, dacă se poate, apropiem, ne creează senzația unui text 3D, să spun așa, și facem următoarele texte, luăm unealta de scriere, cum am scris, și vă pune jos ceea ce vreți voi să apară, eu știu, like, share, comment, sau, eu știu, scrieți ce activitate aveți voi pe internet, eu scriu tutoriale, am scris greșit, tutoriale de calitate. Iar apoi, normal că este prea mare, apăs Ctrl și T pentru a-l micșora și a-l poziționa mai jos. Iar apoi îi dau și lui un click dreapta, Blending Options, și pun să am la satin, îi pun culoarea neagră și voi da OK. Cancel, nu satin, îmi cer scuze, era Color Overlay și voi da să am culoarea neagră și voi da și să am un stroke. Iar la stroke voi alege o culoare portocalie, cam așa, pentru a atrage atenția celor care intră pe pagină, dacă voi folosi ca banner, să iasă în evidență. Și selectăm și cele două texte, apăsăm Ctrl și G pentru a le grupa și să scriem aici text. Iar apoi vom crea un, două, trei layer de ajustare ușor pentru acolo unde este cazul. Și vom crea un layer de ajustare Brightness and Contrast și aici putem să mai, după preferințele voastre, aducem un pic în așa, cât și, după cum știți, deasupra la fundal putem să-i creăm un layer de ajustare, cum am spus și în descrierea acestui tutorial, Color Balance, și aici vă puteți schimba culorile fundalului dacă doriți să aibă alte nuanțe de culori. Și încă un layer de ajustare, acesta poate să fie la curves, dacă vreți să mai întunecați și să deschideți anumite highlight-uri, cam așa, ușor, nu foarte mult, de genul acesta. Și cu asta tutorialul meu s-a încheiat, vă mulțumesc că ați urmărit tutorialul meu, nu uitați să lăsați comentarii cu privire la tutorial dacă v-a fost util sau dacă ați rămas împormuriți undeva și vă voi răspunde cu cea mai mare plăcere când voi avea timp. Pentru cei care sunt pentru prima dată și urmăresc tutorialele mele, nu uitați să dați subscribe pentru a fi la curent cu toate tutorialele pe care le aveți în fiecare săptămână și nu uitați să apăsați butonul de like și share pentru a mă sprijini și a arăta recunoștința pentru ceea ce fac aici pe canalul de YouTube, iar cei care vă descărcați și PSD-ul și editați, nu uitați să lăsați un comentariu sau să dați un like
pentru drept mulțumire pentru ceea ce am făcut pe aici. Așadar, încă o dată vă mulțumesc pentru că ați urmărit tutorialul meu, vă urez succes în proiectele voastre, iar până data viitoare să ne auzim sănătoși. La revedere!